Dai seama că am un punei? Auzi? Stai să vezi câte o să mai ai. Stai că vin și ești niște nașul showbizului, dar orice naș își are nașul. Finul tău se plânge că nu i-ai organizat o petrecere a burlacilor. Așa că de ziua ta îți propune să vă distrați ca băieții. Pepe aduce festivalul de la Rio la Happy Hour. Bună seara, la mulți ani, Nașu! Mulțumesc, l-ai adus pe Radu Mazăre? Am adus fetele de la Ploiești, le-am adus, rebel, special pentru tine, ori să-ți danseze. Și mai am un anunț foarte, foarte important, am stabilit data botezului, când vei fi tu, Naș, și locația. Pe data de? Să spun acum? Păi... sau le lăsă pe fete să danseze? Danseze și apoi spui cu data, cu botezul, da, cu rata? Cel mai bine așa. Deci Brazil, avem Brazil? Avem! Samba de Brazil! Samba de Brazil! Cum ai zis că îl cheamă? Rebel! Rebel! Din Ploiești! 2, 4, 6, 8 rebele de la Ploiești! Foarte! Și mai sunt în culise. Ah, am înțeles. Pepe, un băiat întotdeauna de nota 10 pe care poți să te bazezi. Vlade, unde te uiți? Vlad, băiatul domnului Piedone, nu știu, se uite așa, am crezut că ai strabiz la un moment dat, te uitai pe stânga, pe dreapta, pe stânga, pe dreapta. Lui îi place foarte mult verdele. Nu, dar el e om însurat. Vorbești cu gândurile lui, nu? Da. Ai vorbit cu gândurile lui, am înțeles. Fete, m-am deci, uitat rând, în sau mai lung. Special, da, special pentru Nașu și pe pentru invitați. Foarte bine, cadou! Cadou, ia-mă să fie dată. Federați, au pașaport, au pedigree. Ia să vezi acum distracție. Ia să vezi acum. Pa! Mamă!
de tot!